Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea legii energiei electrice și a gazelor naturale se află în Parlament de peste un an și face parte din categoria actelor normative care au beneficiat de o atenție sporită din partea deputaților. Necesitatea unor dezbateri îndelungate și punctuale de către specialiștii din tot spectrul politic a fost justificată și prin prisma faptului că reglementările se referă la domenii cheie care condiționează calitatea vieții românilor. Potrivit inițiatorilor social-democrați, dinamica permanentă a sectorului energetic impune reconsiderarea unor prevederi legale care să clarifice punctual anumite aspecte în scopul asigurării unor aplicări corecte și uniforme de către destinatarii normelor juridice. La dezbaterile care au avut loc peste o jumătate de an în Comisia de Specialitate, au fost aduse 148 de amendamente, iar lucrările s-au încheiat cu un consens politic și votul unanim în favoarea raportului unei noi legi a energiei electrice și a gazelor naturale. Consensul a fost păstrat și la dezbaterile din plenul Camerei Deputaților. Este probabil una dintre cele mai importante proiecte de legi din acest mandat. Acesta reglementează atât piața energiei electrice cât și cea a gazelor. După cum bine știți, anul trecut am reușit prin proiectul de lege 164 să asigurăm că se vor extinde distribuțiile de gaze și să dăm UAT-urilor dreptul de a putea concesiona aceste distribuții. Noi prin această lege reușim și sper ca toată lumea să fie de acord, pentru că importanța este vitală pentru dezvoltarea sistemului de distribuție din România, să putem extinde aceste distribuții sub ce formă. După ce s-a dat legea 164, Transgazul a mărit de 10 ori prețul de racordare, deci atât al racordurilor cât și al stațiilor de predare, de la aproximativ 2 miliarde în bani vechi la peste 20 de miliarde, ceea ce îngreunează accesul la sistemul de transport. De aceea, la sistemul de transport am reușit prin această lege să îi punem pe cei care de fapt și prin normativele interne sunt posesorii și beneficiarii acestor distribuții, să le facă pe cheltuiala lor, iar această cheltuială să fie recunoscută în tariful de transport. Am constatat, din păcate, manipulare de piață, la care sancțiunea la o cifră de 4,8 milioane de lei într-o singură zi profit, într-o singură zi amendă a fost de 10.000 de lei, de asemenea oferte înșelătoare, de asemenea, am constatat că în România, din fericire, a început să crească numărul solicitărilor de extindere de sisteme de distribuție, atât energie electrică, cât și gaze naturale și, în consecință, de branșare a unor noi consumatori. Din păcate, acest proces a fost atât de puternic îngreunat, tergiversat și amânat, încât la propriu localități întregi au fost obligate să își blocheze procesul de dezvoltare și foarte mulți investitori au renunțat la investițiile lor și o parte dintre cei care au dorit să facă o anumită dezvoltare, poate chiar și o locuință personală, din cauza acestor costuri, o parte dintre ei au amânat această decizie. Este a doua mare transformare. Cea de-a treia e legată de redevență. Am constatat cu toții și avem o neplăcută surpriză să constatăm că redevența a fost transferată în factura consumatorului și o plătim noi toți, ceea ce este de neimaginat și de neadmis, și cu această ocazie corectăm acest lucru. Această lege pune cât de cât în echilibru relația între furnizorii de servicii și consumator. De foarte mult timp a fost așteptată această lege, și iată că astăzi am venit în fața Parlamentului, această Comisie pentru Industrie, cu această lege, prin care branșamentele, de exemplu, vor fi suportate, va trebui să fie suportate de către furnizori, de către distribuitori. Nu este corect, așa cum au spus și antevorbitorii mei, ca o societate să-și îngroașe volumul de investiții pe banii cetățenilor. Nu este corect ca instalațiile, volumul de instalații să crească pe banii cetățenilor sau pe banii societăților din România.
Deci așa este corect, dacă cineva a câștigat dreptul de concesiune pe un anumit UAT, pe o rază, pe un teritoriu, acolo, în acel teritoriu, să facă în așa fel ca din profitul lui să plătească dările către stat, din profitul lui să plătească redevența și creșterea volumului de instalație să meargă pe profitul lui, nu pe banii cetățenilor. Noua lege a energiei electrice și a gazelor naturale a fost adoptată de plenul Camerei Deputaților după ce, în Comisia de Specialitate, au fost aduse 148 de amendamente. Potrivit actului normativ care va intra în vigoare imediat după ce va fi promulgat de președintele Iohannis, consumatorii nu vor mai plăti branșamentele la rețeaua de distribuție, așa cum se întâmpla până acum. Parlamentul a decis că nu este corect ca societățile din sistemul energetic să facă investiții pe banii românilor.